Mulțumim Domnului și cerem îndurare la părtășia care urmează la învățătura din Cuvântul Sfânt. Astăzi, lecția a cincea, Evanghelia deplină. Domnul Hristos, în lucrarea sa pământească, a predicat și a practicat o lucrare întreagă, desăvârșită. De aceea am numit-o Evanghelie deplină, cu scopul mântuirii oamenilor. Evanghelistul Matei, în capitolul 4 al cărții sale, de la versetele 23 la 25, a scris despre Domnul astfel. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. I s-a dus vestea în toată Siria și aducea la el pe toți cei sufereau de diferite boale și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunati și pe cei slăbănoși și el îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Iată deci lucrarea Domnului și efectele ei. Pentru că Evanghelia pe care el a susținut-o, pe care mai mult a adus-o, a dus prin ea eliberarea deplină de păcat și de toate efectele lui. De aceea, propovăduirea cuvântului a fost însoțită de aceste lucrări, fiindcă toate erau corp comun a eliberării oamenilor, a mântuirii lor și toate acestea se derulau conform făgăduințelor divine. De altfel, Domnul n-a făcut nimic altceva decât să împlinească Scripturile Vechiului Testament, tot ceea ce Dumnezeu promisese încă de pe vremea lui Moise și a adăugat cele descoperite prin profeți. În Luca, capitolul 4, când Domnul s-a ridicat în sinagoga din Nazaret și a citit din Scripturile Vechiului Testament, a vorbit despre mesajul Evangheliei și despre lucrarea sa. Citim versetele 17 la 19. Și s-a dat cartea prorocului Isaia, când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă a închis cartea și le-a explicat cu alte cuvinte că aceasta era lucrarea lui. Domnul și-a cunoscut-o, după cum și Ioan Botezătorul la rândul lui, când a fost întrebat cine ești tu și ce faci. El spunea, eu sunt cel despre care s-a spus în Isaia. Tu ești Hristosul, nu? El vine după mine. El era doar glasul prevestitor, însă Domnul a venit să aducă această Evanghelie deplină, care în primul rând, ca și conținut, era vestirea Evangheliei sau Evanghelia Mântuirii. Și într-o a doua parte, legată de prima, erau lucrările care însoțesc Evanghelia. Să le urmărim așa cum sunt prezentate de cei patru evangheliști. În primul rând, deci, Domnul vestea Evanghelia, aceasta era lucrarea lui de bază, deși oamenii îl căutau mai degrabă pentru alte avantaje imediate. Și Domnul, ca unul care cunoștea inimile oamenilor, a văzut limitările lor și i-a sesizat uneori, spunându-le, voi mă căutați pentru ceea ce vedeți, pentru ceea ce vă ajută în perioada aceasta, în plan de moment. Dar Domnul avea în vedere mântuirea, perspectiva veșnică. Iată ce este scris în Marcu, capitolul 2, de la versetul 1, despre unul din momentele de lucrare ale Domnului Hristos. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum, locul acela despre care este scris și în Luca 4, că obișnuia să fie frecventat de Domnul în sinagogă. S-a auzit că este în casă, pentru că adunarea și slujba s-a mutat oriunde era el, nu doar în sinagogă. De acolo a fost fugărit. Și s-au adunat în data așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Adică le
interpreta scripturile Vechiului Testament, arătând ceea ce Dumnezeu a vrut să transmită oamenilor. Însă, dacă citim tot în Marcu, capitolul 6, de la versetul 53 la 56, observăm că oamenii umblau după el neînțelegând de la început care era lucrarea de bază a Domnului Hristos. După ce au trecut mare, au venit în ținutul Genezaretului și au tras la mal. Când au ieșit din corabii, oamenii au cunoscut îndată pe Iisus și au alergat din toate împrejurimile și au început să aducă pe bolnavi în patru, pretutindeni pe unde se auzea că era el. Oriunde intra el în sate, în cetăți sau în cătune, puneau pe bolnavi pe piețe și rugau să le dea voie doar să atingă de polile hainei lui și toți cât se atingeau de el erau tămăduiți. Deci oamenii priveau problema trupului în mod prioritar. Asta în condiția că aveau pe cineva bolnav sau ei înși sufereau. Dar cei sănătoși au fost surprinși de Domnul cu o altă prioritate mai limitată. În Ioan capitolul 6, Domnul le-a zis, citim de la versetul 22, după ce norodul care rămăsese de cealaltă parte a mării, sesizați cum era interpretată lucrarea Domnului. Băgați-vă de seamă că acolo nu era decât o corabie și că Iisus nu se suise în corabia aceasta cu ucenicii lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. A doua zi sosiseră alte corăbii din Tiberiada, aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, după ce Domnul mulțumise lui Dumnezeu. Când au văzut noroadele că nici Iisus, nici ucenicii nu erau acolo, s-au suit și ele în corăbile acestea și s-au dus la Capernaum să caute pe Iisus. Când l-au văzut dincolo de mare, au zis: învățătorule, când ai venit aici? Deci atât că îi recunoșteau titlul de învățător, pentru că asta era lucrarea de bază a Domnului, dar Domnul le-a surprins starea lor. Citim în continuare. Drept răspuns, Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne. Deci atât că ordinea era aceasta. Și pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Deci, prioritar era ziua de azi, să mâncăm. O a doua pe listă era vindecarea, ce aveam în vedere și ziua de mâine, viitorul imediat, ca să nu moară, să nu suferă. Sau cel puțin să vadă semne, cum și Irod își dorea. Dar nu aveau perspectiva veșniciei, ceea ce de fapt Domnul a venit să le explice și să le aducă prin mântuire. Citim în continuare. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Ei au zis: ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns: lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Și le-a vorbit în continuare despre adevărata pâine venită din cer, cu care El vrea să-i servească, era pâinea cuvântului. Însă ei mai degrabă ar fi preferat pâine și pești, să nu mai muncească, sau sănătate, neglijând ceea ce Domnul avea în prim plan pentru ei, pâinea vieții. Doamne, îți mulțumim că am ajuns și noi la ea. Ajută-ne să o prețuim mai presus de toate. Pentru că Domnul era interesat și a vrut să rezolve statutul spiritual al omului. Astfel, când Domnul a vorbit despre problemele materiale, citim în Matei capitolul 6, El a arătat foarte clar că nevoile pământești de hrană, de îmbrăcăminte, sunt în evidența lui Dumnezeu, dar altceva este de mai mare folos. Matei 6, versetele 31 la 33. Nu vă îngrijorați dar zicând: ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru cel cere știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Deci Domnul avea în vedere și aceste nevoi, dar ele ocupă loc secundar. Un caz particular, dar evident, este în Luca capitolul 12, unde un om avea o problemă, s-a prezentat la Domnul și din răspunsul Domnului înțelegem lucrarea Lui
rostul venirii sale, cuprinsul, conținutul Evangheliei. Luca 12:13, unul din mulțime a zis lui Iisus, învățătorule. Deci iată, îi recunoșteau titlul, dar vroiau alte nevoi să le fie împlinite. Spune fratele meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Lucrări pe care Domnul le-ar fi putut face în mod desăvârșit. Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Le-a spus pilda cu omul bogat căruia rodise țarina, care s-a îngrijit de viața aceasta, dar nu a putut să o controleze. N-a fost stăpân peste momentul morții, cum zice Eclesiastul în capitolul 8 al cărții sale. Și în finalul explicațiilor, versetul 21, Domnul a zis, tot așa este și cu cel ce își adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Deci Domnul a vrut să-i ducă pe oameni în fața lui Dumnezeu să-și vadă nevoia mântuirii și mai întâi și mai întâi să-i mântuiască. Ca și proceduri în vestirea cuvântului, putem sesiza din Evanghelie că Domnul a desfășurat o lucrare pe întreg teritoriul evreilor și a angajat totodată ucenicii, întâi 12, apoi 70, să facă aceeași lucrare, pe de o parte pentru a-i forma, pe de altă parte pentru a-l ajuta. Și apoi, după ce el urma să sfârșească lucrarea, ei aveau să o continue cu celelalte provincii limitrofe și până la marginile pământului. Domnul n-a rămas numai într-un loc, nu și-a fixat o reședință și a fost misionar. În Luca, capitolul 4, versetele 42 la 44, este redat acest aspect. Când s-a crăpat de ziua, Iisus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-L caute în toate părțile și au ajuns până la El. Voiau să-L oprească să nu plece de la ei. Dar El le-a zis, trebuie să vestesc Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți. Deci mesajul meu trebuie dus în diferite locații, acolo unde oamenii se află. Fiindcă pentru aceasta am fost trimis și propovăduia în sinagogile Galilei. Cineva spunea că Domnul și-a ales ucenicii pescari, nu doctori. Că pescarul merge el la pește, doctorul obișnuit să vină bolnavul la el. Domnul s-a dus el să-i caute pe oameni. Vorba fratelui Simeonuc, zicea către cineva într-o adunare, dacă ascultam de alții, n-ajungeam la voi. Și dacă ascult de voi, n-ajung la alții. Probabil s-a inspirat din lucrarea Domnului, care s-a dus peste tot și totodată și-a trimis ucenicii, fiindcă a văzut nevoia lucrării. În Matei, capitolul 9, Domnul, prin Duhul și apoi prin ochii fizici, privea spre noroade și scrie de la versetul 36 astfel. Iisus străbătea toate cetățile și satele, deci mergea în zona urbană, în cea rurală, cum spuneau, fac aici o mică paranteză către un frate, cine, niște oameni, am auzit că nu mergi numai la biserici mari. Și l-a răspuns foarte simplu, fraților, eu nu-i număr înainte de a-i predica, de a le predica. Unde ajung, acolo slujesc. Domnul a slujit și la o persoană și la mii de persoane, fie în cetăți, fie în sate. Învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și, ceea ce vom vorbi imediat, vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele. Pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Și în continuare aici, în capitolul 10, de la versetul 5 la 7, Domnul le-a spus mai întâi care este area de lucrare a lui și a lor. Aceștia sunt cei 12 pe care i-a trimis Iisus după ce le-a dat învățăturile următoare. Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetatea samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel și pe drum propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Asta nu însemna că este aproape ca timp, că noi vedem că de 2000 de ani încă ea nu s-a instaurat,
și că posibilitatea de a intra în împărăție era la ușa casei lor și oamenii puteau să se mântuiască. Domnul le-a reluat aceste cuvinte ucenicilor după ce i-a împuternicit după înviere și apoi le-a spus, așa cum știm din Fapte 1:8, să rămână în Ierusalim până vor fi înzestrați de Dumnezeu cu putere și apoi vor fi martori ai Domnului până la marginile pământului. Să ne ajute Domnul să încheiem cu bine lucrarea. Ceea ce Domnul a început prin vestirea cuvântului, așa cum spunea el, Evanghelia aceasta trebuie să ajungă la toate popoarele și de-abia atunci va veni sfârșitul. Aceasta este lucrarea fundamentală, deci, vestirea cuvântului. Domnul a avut o lucrare foarte scurtă, 3 ani și ceva. Și atunci, cum spuneam, a fost ajutat de ucenici. A rânduit câțiva zeci și apoi i-a învățat ca la rândul lor să facă alți ucenici. Dar vreau să rețineți că, deși toți suntem datori să vestim mântuirea, fiindcă am avut parte de ea și nu putem să tăcem, totuși sunt unii chemați să facă în mod special această lucrare. În Evanghelia după Marcu, la capitolul 3, este o expresie care provoacă gândirea noastră pentru a înțelege modul de lucrare al Domnului în raport cu vestirea Evangheliei și folosirea oamenilor în ea. Marcu 3:13. În urmă, Iisus a suit pe munte, a chemat la el, rețineți, pe cine a vrut. Și ei au venit la el, a rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască. A chemat pe cine a vrut. Cu asta să nu înțelegem că Domnul i-a ales așa, în mod arbitrar, pe prieteni sau după vreun alt criteriu omenesc. Pentru că este scris în Luca 6, versetele 12 și 13, că Domnul a stat de vorbă cu Tatăl și a fost inspirat în alegerea Lui. În zilele acelea Iisus a suit în munte să se roage și a petrecut toată noaptea rugăciune către Dumnezeu. Nu mai există nicio altă mențiune în Evanghelie că Domnul ar fi stat toată noaptea în rugăciune. Scrie doar că noaptea se ruga. Dar se pare că lucrarea, alegerii unor ucenici pentru a-i trimite să facă lucrarea ce el însuși o făcea, a fost atât de importantă încât a vrut să nu greșească. Când s-a făcut ziua, a chemat ucenicii săi și a ales dintre ei 12. Avea mai mulți ucenici. Dar dintre ei a ales pe cei 12. Au fost momente când dintre ei a ales 3. Apoi, cum am amintit deja, a ales 70, trimițându-i să facă aceeași lucrare. Pentru că atât Domnul cât și ucenicii și noi la rândul nostru avem o vreme rânduită de Dumnezeu ca să ne facem lucrarea. V-am amintit despre fratele Simeonuc. Dumnezeu l-a ținut până la 90 de ani, dar a avut câțiva ani de pensionare. Aproximativ în jurul vârstei de 85 de ani, țin minte că a fost provocat într-o adunare să se ridice, să predice, și cum știți că dumnealui spunea Biblia anumite pasaje din memorie, nu i-au mai venit acele versete în minte, nici n-a mai putut să facă legătură între ele. Și a spus cu sinceritate, lucrarea mea s-a încheiat, atât mi-a fost dat să propovăduiesc. A avut de la Domnul o vreme lungă, a avut chemarea lui, cum și ucenicii, fiecare a fost chemat și trimis într-o anumită zonă. Și Domnul la rândul lui, citim despre asta în Luca capitolul 13, versetul 31, a avut o vreme și la sfârșitul ei a putut să spună, mi-am încheiat lucrarea. 13, versetele 31 la 35.
În aceea zi au venit câțiva farisei și au zis, pleacă și du-te de aici, căci erou vrea să te omoare. Duceți-vă, le-a răspuns Iisus și spuneți vulpii aceleia, iată că scot draci și săvârșesc vindecări astăzi și mâine, era a treia zi, voi isprăvi. Dar trebuie să umblu astăzi, mâine și poimâine, fiindcă nu se poate ca un proc să piară afară din Ierusalim. Și apoi a adresat un cuvânt de durere pentru Ierusalim și istoria lui imediată. Când Domnul s-a dus în Samaria, a folosit timpul acela din plin și ca timp vreau să înțelegem atât diferite momente ale zilei, fie ani cât ne sunt dați de Dumnezeu ca să slujim. În Ioan capitolul 4, când Domnul a ajuns în Samaria, deși era flămând, a folosit timpul pentru a evangheliza femeia aceea. Apoi, este scris aici de la versetul 31, în timpul acesta ucenicii rugau să mănânce și ziceau, învățătorule, mănâncă. Dar el le-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ei gândeau că am mâncat între timp. Iisus le-a răspuns, versetul 34, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis să împlinesc lucrarea lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș. Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți. Holdele care sunt acum albe și gata pentru seceriș. Cine seceră primește o plată și strânge roadă pentru viața veșnică, pentru că și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărată zicerea, unul seamănă, altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde voi n-ați ostenit, alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Domnul nu doar că le-a arătat lor lanurile de grâu în plan fizic, dar se pare că le-a arătat samaritenii care în sezonul acela umbrau îmbrăcați în haine albe, fiind o zonă caldă. Iată, e ca niște holde, e vremea de secerat. Ferice, cum zice și înțeleptul, de cine cunoaște vremea și judecata. Domnul și-a îndeplinit lucrarea la timp, să ne ajute Domnul să ne o facem și noi. Pe lângă propovăduirea Evangheliei, Domnul a efectuat mai multe lucrări care în mod normal însoțesc Evanghelia. Pentru că așa cum am spus la început, omul dacă este eliberat de păcat, trebuie să fie eliberat și de efectele lui. Chiar dacă ele nu vor dispare toate acum, în sensul că trupul va fi răscumpărat doar la venirea Domnului. Dar Domnul a dat ucenicilor săi ceea ce a avut și el, puterea divină. Astfel le-a dat autoritate peste demoni, pentru că nu se putea face lucrarea pe pământ fără legarea celui puternic din lume. Noi suntem chemați împreună cu Domnul să lucrăm la extinderea împărăției sale. Ori în lumea aceasta este un stăpânitor în persoana diavolului, cu toate duhurile sale. Și numai o putere superioară poate să dea succes de cauza acestei lucrări. De aceea Domnul a fost întâmpinat, am putea spune, a întâmpinat rezistență, dar fără putere din partea demonilor, ucenicilor le-a fost mai greu. Și nouă recunoaștem când este și mai greu, când suntem puși în fața acestor forțe demonice. În Evanghelia după Marcu, la capitolul 1, îl întâlnim pe Domnul în diferite sinagogi, poruncind demonilor să se retragă. Marcu 1, versetele 23 la 27. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și a zis, taci și ieși afară din omul acesta. Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțându-l un strigăt mare. Toți au rămas încremeniți, așa că se întrebau unii pe alții, ce este aceasta? O învățătură nouă? El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă. Și în același capitol sunt prezentate alte lucrări efectuate de Domnul, dar acum mai citim din capitolul 3, de la versetul 11, despre aceleași lucrări, dar efectuate altădată. Duhurile necurate, când îl vedeau, cădeau la pământ înaintea lui și strigau, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dar el le poruncea îndată cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut.
Și tot din aceeași Evanghelie citesc capitolul 9, versetul 29, pentru că ucenicii n-au putut să aibă aceeași putere care a avut-o Domnul decât în măsura în care le-a fost dată, în măsura în care ei se pregăteau și au fost înzestrați de Domnul. Știți că s-au izbit de cazul unui copil demonizat și n-au putut să-l rezolve. Și Domnul a explicat acest soi de draci. Le-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Vă spuneam la o lecție anterioară că rugăciunea este o autoritate prin credință. Primim prin rugăciune de la Dumnezeu o autoritate specială și cuvântul nostru capătă greutate. Domnul, în urma timpului petrecut în rugăciune și a Duhului primit fără măsură, avea autoritate nelimitată. Noi vom avea în funcție de cât de mult suntem legați de Dumnezeu, în funcție de chemarea și mandatul nostru. În Luca, capitolul 11, Domnul a vorbit despre felul cum acționează demonii. Altfel scrie de la versetul 14 că Iisus a scos dintr-un bolnav un drac care era mut. După ce a ieșit dracul, mutul a grăit și noroadele s-au mirat. Ei îl învinuiau că lucrează cu puteri oculte. Și apoi Domnul explică de la versetul 21, când Domnul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile sunt la adăpost. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și îl biruiește, atunci ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el. Exact asta făcea Domnul. Deposeda demonii de oamenii pe care îi dețineau și pe de altă parte elibera oamenii de duhurile care îi posedau. Și Domnul a zis aici, cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu adună cu mine risipește. O altă evanghelie face legătură și cu o situație în care ucenicii a oprit pe cineva fiindcă scotea demon și nu mergea după ei. Și atunci Domnul le-a spus, din moment ce este împotriva diavolului, diavolul înseamnă că face parte din împărăția noastră. Pentru că nu există decât aceste două forțe care sunt în conflict, al Domnului și a diavolului. Iată așadar că trebuie multă rugăciune și un mandat special de la Dumnezeu pentru asemenea lucrări. În Luca, capitolul 9, versetul 1, este scris, Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere și stăpânire peste toți drace. Fără această autoritate, oamenii nu au capacitatea să scoată un demon. Dar tot îi scrie în continuare, și să vindece boalele. Pentru că vindecarea bolilor și altor neputințe sau handicapuri, cum le numim noi, a fost un alt domeniu care s-a manifestat din plin prin Domnul și apostoli. Se manifestă și acum, dar într-o măsură mai mică, pentru că puterea poporului Domnului în vremea aceasta este mai slabă și pocăința este mai slabă. În Matei, capitolul 8, versetul 17, este scris că Domnul pe cruce, și asta este important de reținut ca să avem putere de credință, când ne-a eliberat de păcate, sub aceeași hotărâre, Domnul ridică și alte neputințe. Iată versetul amintit. Ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia care zice, El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat boalele noastre. Deci pe lemnul crucii sunt luate asupra Lui prin suferințele ce le-a purtat, prin eliberarea de păcat și de efectele Lui. Toate aceste nevoi. De aceea când se face ungere pentru bolnav, se face în numele Domnului. Când se poruncește o eliberare sau o vindecare, este în numele Domnului, pentru că Domnul a primit dreptul la cruce să poată efectua și aceste lucrări. El a avut un mandat de la Dumnezeu și până atunci, cum am spus, în timpul vieții sale, dar prin cruce, prin moartea sa, dreptul acesta este deja efectiv
Până atunci a fost o lucrare a puterii lui Dumnezeu, a milei sale, dar de atunci încoace este un har, un drept de care avem parte. Domnul să-și îmbrace biserica cu putere. Dar pentru aceasta trebuie să stăm la îndemâna Domnului. Să fim călăuziți. M-am dus undeva într-o adunare, era o slujbă la un cămin cultural și înainte de începere vine un om și spune: vă rog, vreau să vorbesc eu cu dumneavoastră. Sunt pocăit de la una din bisericile evanghelice și am o problemă cu o persoană nepocăită. I-am împrumutat niște bani și nu vrea să mi-i restituie. Vă rog să vorbiți despre asta, că eu am adus-o aici. Sper să înțeleagă și să mi-i dea înapoi. Eu aveam în minte un subiect, ceva care putea să atingă și acest domeniu. Dar m-a purtat Domnul pe alte coordonate și nu mi-a mai stat în minte cererea lui. La gata a venit la mine și mi-a spus: nu m-ai ascultat. Și atunci mi-am dat seama că noi nu putem să slujim și lui Dumnezeu și oamenilor, ascultându-le toate dorințele sau făcându-le toate mofturile. Este foarte important să avem călăuzire. Și mi-am amintit despre cazul unui predicator tânăr, încă nici nu era ordinat în vremea aceea, când într-o noapte Domnul i-a vorbit în ce localitate să se ducă. S-a sculat dimineața și a întrebat: unde e localitatea aceea? A parcurs o parte din drum pe jos. A ajuns în localitatea unde a fost trimis spre seară, dar fiindcă a acționat prin credință, n-a luat în calcul și alte probleme, pentru că e valabil ce a spus Domnul: duceți-vă și El va îngriji. Și s-a gândit: Doamne, unde voi intra? Și a venit în minte, în timp ce se roga în Duhul lui, să intre la prima gospodărie la care vede poarta deschisă. A intrat și a strigat pe gazdă. Acesta se întorcea cu o furcă de fânt, de paie, pe umăr. A lăsat unealta jos, se uită la el și spune: dumneata ești fratele Vasile? Da. Am visat că va veni un frate Vasile. Hai în casă să ne rugăm. Când s-au pus pe genunchi, s-a dat un cuvânt de prorocie: solul morții care a dat rondul acestei case își va face lucrarea mai departe dacă astăzi nu te întorci și nu te hotărăști, fiindcă ești o piatră de potignire în această cetate unde Domnul are oameni de mântuit. Când s-au ridicat de pe genunchi, fratele a spus: soția mea e bolnavă, dar înainte de asta mi-a murit un porc, mi-a murit vaca, moartea care dăduse rondul gospodăriei. Pentru că respectivul frate nu mai mersese la adunare de câțiva ani, a pus ceva dispută și se separase de frați. S-a hotărât să se pochească în seara aceea, a doua zi, o zi peste săptămână, dar pare mi se era ceva în așa zisă săptămână mare, în curtea lui a anunțat pe vecini că fac adunare. Acum gazda, proaspăt întorc la Domnul și plin de râvnă și bucuros că Domnul a vindecat nevasta, s-a apucat el să predice. Dar el n-avea o bună mărturie. Și fratele venit se ruga în gândul lui, spunea: Doamne, îndură-te, uite, oamenii deja vociferează. Ce să fac eu, cum să-l opresc, el e la casă. Și a mai zis gazda câteva cuvinte, s-a încurcat limba în gură, nu mai știa ce să zic. Și fratele ăsta, a intrat el în lucrare, a propăduit cuvântul și în ziua aceea s-au predat, nu mai știu exact, 4 sau 5 suflete. Deci lucrarea Domnului, când ne lăsăm sub călăuzire, l-am cunoscut personal pe acest om, se face în parametrii voii lui Dumnezeu. Iar în prim plan propăduirea cuvântului pentru mântuirea oamenilor, dar este însoțită de semnele necesare, pentru că Dumnezeu are putere să lucreze, slăvit să-i fie numele. Pentru că nu în zadar Domnul a spus, Ioan 14:12-14, cine crede în mine va face și alte lucrări mai mari decât acestea, fiindcă eu mă duc la Tatăl. Și istoria ne dovedește că Apostolul Pavel, de exemplu, sau alții, au efectuat multe lucrări. Domnul, cum am spus, a rămas în limitele poporului evreu, pe când alții au fost trimiși, Pavel spunea, sunt dator și grecilor și barbarilor, și s-a dus în toate părțile slujind și Domnul însoțindu-l așa cum s-a angajat el să o facă, spunând ucenicilor după înviere. Au fost și alte miracole doveditoare ale Evangheliei Divine. De exemplu, Domnul a potolit vântul, valurile,
A dispărut în mod miraculos dintre ei când a fost nevoie. Și ei se mirau și spuneau, ce este aceasta? Pentru că lucrările acestea au ca scop întărirea cuvântului Evangheliei și favorizarea, ajutarea oamenilor să creadă. Iată ce e scris în Ioan capitolul 10, de la versetul 23. Și Iisus se plimba prin templu pe sub privorul lui Solomon. Iudeii l-au înconjurat și au zis, până când ne ții suflet în încordare, dacă ești Hristosul, spune-ne-o de slușit. V-am spus, le-a răspuns Iisus, și nu credeți. Lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui, ele mărturisesc despre mine. Și știți, Nicodim spunea, învățătorule, știm că ești venit de la Dumnezeu, că lucrările care le faci dovedesc. Nu puteau să conteste acestea. Și tot aici scrie în versetele 37 și 38, dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu mă credeți. Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea, ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. Deci mesajul era insuficient uneori și în completare, ca să fie ajutați, Domnul efectua aceste lucrări. Am citit din istoria bisericii despre un predicator metodist care umbla din loc în loc, așa cum v-am spus că a făcut-o și Domnul și ucenicii. Și a ajuns într-o biserică anglicană, frații l-au primit cu drag, dar un episcop din zona aceea s-a sesizat și s-a dus acolo în control, să vadă cine e predicatorul acesta ambulant care provodește pocăința. Și fiind o zonă la țară, un frate din adunare a spus că singurul animal, un catâr, este bolnav. Și fratele slujitor a spus, acesta misionarul metodist, ne rugăm Domnului și pentru voi, dar ne rugăm și pentru acest animal. Episcopul s-a râs și a zis, poftim, cum Dumnezeu vindecă și animale? Dar fratele s-a rugat cu credință. Animalul s-a făcut sănătos și prin vindecarea unui catâr, episcopul i-a venit mintea și a zis, aici e ceva. Oamenii aceștia au credință, dar vorba Evangheliei, Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Înseamnă că oamenii aceștia au ceva. Și pare mi se că în final, după ce a crezut, a cerut acelui om simplu să se roage și pentru el. Pentru că Dumnezeu are stăpânire peste duhuri, peste natură, peste oameni, peste animale. Dacă Dumnezeu poruncește să îmbolnăvesc, dacă le dă hrană, trăiesc, dacă el vrea să moară, mor. Toate acestea sunt dovezi ale lucrării lui Dumnezeu și Domnul vrea să ne ajute să înțelegem și să credem. Eu cred că și mașinile se pot repara prin credință. Au fost situații. Eu mi-amintesc de o situație într-o iarnă, ne-am întors dintr-o misiune și ne-a venit nouă o cercetare ca pe tot tronsonul ce îl mai aveam până acasă, 40 de kilometri, să cântăm într-una să ne rugăm. Am cântat puțin și ne-am oprit. Știu eu ce am dat să vorbim, Domnului nu i-a plăcut, mașina s-a oprit, o Dacia, cum era pe vremea lui Ceaușescu, frig. Am făcut noi semn cu mânerea noapte la ora 2, trecut un imeseu, n-a oprit. Am încercat noi toate modalitățile, să alimentăm pe direct, să punem o canistră sau o capotă, să... n-am știut ce să facem. Și la un moment dat eram patru, ne-am pus în zăpadă, cu genunchii și ne-am rugat. Când s-o încheia rugăciunea, fratele era un prezbiter cu noi, s-a pus la volan, doar că el la mașină a pornit, dar nici nu ne-am oprit de rugăciune și din cântare până acasă. Deci Dumnezeu poate, dacă are stăpânire peste lucrurile materiale, așa cum au fost create, naturale, nu are stăpânire și peste tehnologie? Bineînțeles. El stăpânește peste toate și are putere să le facă pentru ca oamenii să creadă. Vreau să reținem ca și aspecte procedurale acestor lucrări, că Domnul a făcut toate aceste lucrări din milă. Ele se efectuează prin credință și pentru credință, adică pentru stimularea ei, prin credința unora și stimularea credinței altora. Și Domnul niciodată n-a făcut din ele un spectacol. De aceea ce se întâmplă în zona carismatică, unde oamenii vin pe scenă și declară și se bate în palme
și se încearcă să se pună în față în față un buletin de analize medicale cu declarația unui om, uneori se mai încurcă. Cum povestea un frate de la o prezentare a lui Benny Hinn, care se lăuda că a vindecat pe un orb din naștere. Și fiindcă Dumnezeu prinde pe cei înțelepți în viclenia lor, știți ce test i-a dat? Să citească. Dacă a fost orb din naștere, de unde știți să citească? Oamenii s-au sesizat, s-au spus, asta e contrafacere. Deci, Domnul, și vă citesc pentru asta din Marcu capitolul 5, deși avea Duhul fără măsură și a făcut atâtea lucrări, vă rog să rețineți că, potrivit celor scrise, nu a procedat așa cum v-am spus că încearcă să facă acești oameni care se pretind a fi urmașii lui, dar despre care Domnul a spus că în ziua aceea vor spune unii că au făcut semne și minuni și Domnul nu-i va recunoaște. Deci Marcu 5, de la versetele 36. Dar Iisus, fără să țină seama de cuvintele acestea, acum că fetița murise, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, nici cei 12 n-au fost acceptați toți. A fost un moment special. A intrat înăuntru și le-a zis, pentru ce faceți asta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el atunci după ce i-a scos afară pe toți. A luat cu el pe tatăl copilului, pe mama ei și pe cei ce îl însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și a stalit acumii, care tălmăcit în semeia să fetiți o scoală, te zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, că cerea de 12 ani, ei au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta la nimeni și să dea de mâncare fetiței. Și tot în Marcu citim capitolul 7, versetul 36, că și cu ocazia altei lucrări, Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui. Dar cu cât le poruncea mai mult, cu atât îl vesteau mai mult, pentru că erau marcați puternic de aceste lucrări. Și tot aici, 8:23, scrie că atunci când Domnul a vindecat un orb, l-a scos afară din sat. Deci iată că Domnul n-a căutat scena când a făcut aceste lucrări, deși avea putere să o facă. Pentru că era nevoie de credință și într-o mare masă de oameni sunt mulți necredincioși, Domnul n-a vrut să îi se aducă laude, Domnul a făcut toate acestea din milă pentru oameni, pentru că el a învățat pe ucenici la rândul lor să facă toată lucrarea în spirit de slujire. Și când ei se gândeau care e cel mai mare, ce le-a spus Domnul? Slujiți! Și atunci vedeți care e cel mai mare în alt plan. Totodată, și vă rog să rețineți, asta e o problemă de căpătâi, Domnul pe oamenii care îi folosește, îi instruiește să acționeze prin credință din punct de vedere spiritual și din punct de vedere material. Domnul i-a trimis cu traista goală și le-a zis, e vrednic lucrătorul de plata lui, adică Domnul va îngriji. Dar totodată le-a spus, veți fi bătuți, veți fi dați afară. Deci oamenii lui Dumnezeu prin care Domnul a făcut lucrări au fost oameni care au întâmpinat mari necazuri, lupte și probleme. Acești oameni nici n-au căutat slavă, nici n-au fost oameni de slavă. Dimpotrivă, au fost oameni care au dus greu, au îndurat necazuri din partea celor din neamul lor. Domnul la rândul lui n-a avut mari sponsori, niște bogați. Știți cine l-a ajutat? Știți femei cu ce aveau. A trăit în condiții foarte modeste. Dar a fost sprijinit de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu dă har celor smeriți. Și ca apostolul Pavel să nu se mândrească din pricina acestor lucrări, a mai fost pus șonțe pus. Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni și aceste lucrări au codul lor de manifestare și numai cine le pricepe poate să înțeleagă cum lucrează Dumnezeu. În Matei 10 și în Luca 10 puteți citi pe larg despre felul în care Domnul a instruit pe ucenici. Cum să procedeze, la ce să se aștepte. Ce probleme vor întâmpina? Le-a zis până acolo, când veți fi prigoniți într-o cetate, să vă duceți într-alta, cum știți. Prin Pavel Domnul a făcut minuni, dar a fost împroșcat cu pietre, a avut multe de întâmpinat. Și vă rog să vă gândiți că au început în condiții grele. Noi am încercat, mă refer la noi, la români, în țara noastră, ci în Oltenia, într-o societate unde există legi. Și tot au mai fost frați care au căpătat bătaie, s-au ales cu mașinile avariate. Spunea un frate care
sub călăuzirea Domnului, s-a dus să misioneze la Baia de Aram, în Gorj. Când timp ce îl băteau niște oameni, a apărut un polițist. El a crezut că acum se va da succes de cauză. Știți ce a spus polițistul? Parcă inspirat. Și s-a auzit, aici oamenii sunt dificili. Și eu când am imprimat, am căpătat bătaia. Dacă reziști, rămâi aici. Dacă nu, tu pleci singur. Și zice el, Domnul mi-a vorbit prin el. Am răbdat atunci, dar pe aceleași suferințe s-a clădit mai departe lucrarea. Eu v-am amintit cândva cazul acela din Ucraina, când un frate slujitor a fost arestat, dus în Siberia și familia lui deportată în Kazahstan, în stepele din Asia Centrală. Acolo erau condiții mult mai grele decât în Bucovina de Nord, care era o zonă dezvoltată în vremea aceea, aparținea de Austro-Ungare. Acolo soția lui și cu copiii ce aveau și-au făcut o grotă în pământ, cum a pățit unii robâni și au fost deportați în Barăgan. Și tata avea drept să trimite o scrisoare pe an din Siberia. Băiatul cel mai mare, când a avut 12 ani, a făcut rost de o bicicletă și s-a dus vreo 2-3 stămâni înspre nord, până la tatăl său. A făcut pană pe drum, i-a fost foame, oamenii s-au făcut milă de el și într-o zi a ajuns la ușa lagărului. Dar n-a avut drept decât jumătate din pachetel să introducă la tatăl lui. Au avut drept la vorbitor, față în față, scurt timp, au fost desprinși. A doua zi a rămas în preajma lagărului, în frig, și a fost o femeie, gardian, care din milă a luat și cealaltă jumătate de pachetel la gândul că eu dă la tatăl său. Și acesta a vrut, zicea, vreau să mai văd o dată pe tată. Și dacă vrei să-l vezi, uite, îi scoate la plimbător. Du-te, urcă de acolo în pomii aceia de dincolo de drum și poate îl zărește. S-a întors după aceea copilul înapoi, mama se era teamă că va muri el. Când a fost mai mărișor, povesteau frații că am împrumutat o pereche de boi de la colhoz, cum erau colectivurile la noi, a adunat 180 de ruble și s-a dus să cumpere niște lemne undeva mai într-o zonă spre munți. Și astfel și-a făcut o căsuță cu două camere, într-una au făcut adunare și într-una locuia mama cu ei. Și băiatul acela a ajuns prezbiterul de acolo și Dumnezeu l-a folosit în lucrare. Deci condițiile în care Dumnezeu își duce lucrarea nu sunt cele mai favorabile. Noi trăim acum într-o vreme bună. Poate și de aceea lucrările lui Dumnezeu sunt mai reduse. Nu știm ce urmează. Ceea ce știm e că Domnul vrea să-și continue lucrarea. Vreau să înțelegem, spun aceasta în final, că și cazul din Marcu 2:1-12, vindecarea ologului coborât prin acoperiș, dovedește că cele două lucrări, iertarea păcatelor și vindecarea trupului, pot fi legate una de alta. Dar care e mai importantă? Mântuirea sufletului. Domnul n-a spus în mod gratuit, iertate sunt păcatele, ci ca să dovedească iertarea păcatelor, a zis el slăbănogului. Citim cuvintele sale din versetul 10. Scoală-te, ridică spatul și du-te acasă. Dar ceea ce era mai important este că din ziua acel omul acela s-a sculat și avea un statut spiritual de mântuit înaintea lui Dumnezeu. Poate un alt caz mai elocvent este cel din Luca 10, când s-au întors ucenicii din misiune. Și când au văzut ei partea a doua, semnele care însoțesc Evanghelia, zice aici de la versetul 17, Doamne, chiar și dracii se supuși în numele Tău. Și Domnul le-a zis, v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpi, peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu va putea vă tăma. Totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Deci, este importantă partea a doua, dar cea din tâi este mai importantă și trebuie să cauzeze o mai mare bucurie. Domnul a explicat că mulți alți oameni, alte generații, ar fi vrut să vadă asemenea lucrări. Nu în toate generațiile au fost atâtea lucrări ale lui Dumnezeu, nu în toate zonele pe glob au fost atâtea minuni, ca în Horazin, Betsaida, Capernaum și în altele. Dar de mântuit, Domnul poate să mântuiască peste tot. Și peste tot, semnele lucrării sale trebuie să fie prezente. Mai mult sau mai puțin, Domnul nu se lasă fără mărturie. Acesta e și mandatul nostru și trebuie să mergem înainte cu Evanghelia de plină. Să nu ne mulțumim doar cu prima parte, pentru că nici n-are cineva siguranță de plină că prima parte e adevărată.
dacă nu mai poate să dea câte o dovadă din partea a doua. Ce dovadă avem noi că iertat și Ion și Maria și Petru, dacă din cei trei nu-i vindecat niciunul? Sunt necesare și aceste lucrări. Pentru că Domnul a spus, Marcu 16, de la 16 la 20, iată semnele ce vor însoți dacă semne nu-s la fiecare om. Că atunci n-ar mai fi semne. Semne sunt la anumite persoane. Dar trebuie să fie. Pentru că scrie acolo în versul 20, Domnul lucra împreună cu cei ce provodeau cuvântul și acestea aveau loc. Iar în Evrei, capitolul 2, versetele 2 la 4, asta după ani de zile, s-a putut spune și descrie următoarele. Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare în Vechiul Testament și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de mântuirea așa de mare care după ce ne-a fost vestit întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. O lucrare ce aparține cincizecimii, dar care este oferită bisericii tot prin ceea ce Domnul a realizat, slăvit să-i fie numele și Domnul să ne însoțească în lucrarea sfântă până la sfârșit. Amin.